Ei, salutare fraților, eu sunt Jbiev, v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi să începem o serie de episod 19. Noi o să socializăm și noi un pic mai încet aici. Haideți să dăm la toate ca să nu avem probleme. Pe episodul 19, profesor Socer, jocul nu văd, dacă vezi în jocul, nu văd de cu ei că am pus eu hack. Am luat și eu câțiva jucători aici, dar nu prea arată chiar așa de bine, dar îmi place jocul. Stați, cam merge ca Răzvan Ducan, nu știu de Ducan, nu știu, am uitat transferurile serie, cam merge ca. Am făcut și multe transferuri, uitați, am luat Băluț, Stanciu, Chipciu, dar să vedeți ce urmează Stanciu. Chiricheș am luat, ce am mai luat, atât am luat. Și Mitriță. Haideți să ne facem echipa. Măruțan va fi titular, Budescu la fel și el care a dat o lovitură. Daniel Toma. Cu va fi cel mai probabil locul lui Mihai Pintili, Denis Man, Alexandru Mitriță, Edin Iure. Nu ar merge aici, aici ar merge. Da, în locul lui de Mihai Bălaș îl băgăm pe Vlad Chiriche, așa de să-l hilăm pe Romario Benzar. Da, banii nu sunt infiniți, dar lasă. Cât pentru traseul noastră, Denis Man. Rune Comandiu de Șeira, Chipciu, Stanciu Băluță. Băluță în locul lui Coman. Stanciu. În locul lui Teixeira. Nu, ei nu pot juca acum. Dar să vedem, începe campionatul. Avem și grupa de mai face Champions League. Acestea sunt echipamentele. Să vedem, jucăm așa. Haide să vedem cum Gădean în poartă, în apărea cu Dumnezeu Marius Plani, Cichiriche și Romare Meza în mijloc cu Măruța, Camececa, cu Budescu, Pintili și Alexandru Mitriță. Și în atac îl avem pe Harlem, în Iure. Cel mai bun atacat asirea, aici ne arată așa aici sus, nu știu de ce. Haideți să vă arăt. 4-2-3-1, jucăm la noi și la noi la fel. Haideți să vedem ce se va întâmpla aici. Eu o să dau asta un pic mai așa la setări. 30%. Haideți să vedem, începe meciul. Pintili. Băi, Chiricheș, Chiricheș, periculos aici, o pasă bună pentru Alexandru Mitriță, care nu ajunge la minge, Mitriță, Mitriță, recuperează bine Mitriță, Mitriță, o pasă pentru, acolo, dar este Goge, Goge pierde în favoarea lui, aici stați un pic, că nu-mi place ceva. Aici nu-mi place cum arată jos pe jucător, dar haide să vedem. Chiricheș. Maftei pe nefavoarea lui Chiricheș. Chiricheș o pasă bună pentru Halem. Nioere care poate face 1-0 favoarea celor de la Rapid București. Nioere. Nioere ratează. Incredibil Halem. Pintili gol. Mihai Pintili marchează după o ratare imensă a lui Harlem Nioere. Pintili a ținut aici brațul, a ținut bine. Și se face 1-0. Haide să vedem. Mi s-a blocat aici, o să revin. Am revenit aici cu meciul nostru. Haide să vedem, tot 0-0. Începe iarăși meciul. Pintili. Pintili face pressing aici, Pintili faultează. Aici o luptură liberă proastă bătută. Haideți să vedem pe Cristi Bălgrădean. Bălgrădean degajează până la Budescu. Budescu nu câștigă acolo duelul. Budescu
Vino a recuperare, pasă pentru Mitriță. Mitriță nu recuperează Budescu. Lădaru. Acum recuperează Budescu. O pasă bună pentru Halem. Nioiere. Centrale pentru Mitrița. Dar iese bine portarul lui Ignat. Haideți să vedem pe Budescu. Acum iese Budescu. Haideți să vedem pe Budescu. Și vine șutul lui Budescu. Ignat apără și lovitură de la colț. Haideți să vedem centrala lui Budescu. Bună centrare! Pintili. Am reventat și curatarea imensă a lui Pintili. Haideți să vedem aici Bratu. Bratu Budescu face pressing. Mintili. Goge nu ajunge aici. Vlad Chiricheș dar recuperează foarte bine. Pas aici pentru Budescu. Bratu pierde acolo. În favoarea lui Constantin Budescu care are viteză. Budescu! Budescu! Ratarea imensă! Foarte frumos jocul. Haideți să vedem pe Vlad Chiricheș. Cu Goge, Chiricheș nu câștigă. Pintili, haideți să vedem pe Mihai. Pintili faultează. Lovitură liberă periculoasă. Aici o schemă. Nu se lăsăm să intre în careu periculos și haideți să vedem pe Goge. Budescu pasă în lungime pentru Halem, Nioere care are viteză, Nioere. Nioere intră în care, Nioere, Halem, Nioere marchează golul de 1-0 în favoarea Stelei. Împotriva celor de la Rapid București, după pasa lui Constantin Budescu. Haideți să vedem pe Mihai Pintili. Pintili, haideți să vedem acum pe Mitriță. Mitriță recuperează bine, dar nu faultează Planici. Pasă bună pentru Pintili. Pintili o joacă cu Harlem în ere, dar se termină prima repriză. Nu înțeleg aici, display setting. Above field. Haideți să vedem pe Mitriță. Am rezolvat și treaba acolo. Mitriță. Pasează pentru Vlad Chiricheș. Pește poartă. Vreau să nimeresc o lovitură liberă cu Constantin Udescu. Benzar. Pintilii o pasă pentru Nuerea. A încercat jucătorul nostru, Balaur, Chiricheș. Foarte bine, Chiriche, și o pasă pe Halem Neve care este în offside. Haideți să vedem pe Budescu. Nu reușește aici Budescu, Chiriche și Voicu. Dar Chiriche este atent și o pasă pentru Halem Neve care este în offside. Haideți să vedem pe ce loc suntem, pe 5, cu rezultate rele. Haideți să vedem. Pe Romario Benzar care degajează lung. Lung aici pentru Mitriță care recuperează Mitriță, pierde. Romario Benzar în fața lui Iacob, avem aruncare de la... Nu iese. Pintili. Pasă lungă pentru Harlem Nuire Iacob. Romario Benzar. Benzar, bună pasă pentru Harlem Nuire, ia și un offside. Nu, eu o scop pe Harlem Nuire. Unde-și Denisman? Tănase intră în locul lui Harlem. E numai un nou să-i frate, e numai un nou să-l găsesc pe Harlem. Haideți să vedem aici pe Olimpiu Măruțan, capitalul Stelei, Măruțan. Măruțan, hai Măruțane, e bine, vine Măruțan. Măruțan pasă pentru Tănase Budescu. Îl vede bine pe Tănase, dar pasa prea lungă lui Constantin Budescu. Trebuie să mai marcăm un gol sau două. Neapărat. Chiricheș. Pasă pentru Tănase. Haideți să vedem pe Florin Tănase care intră, care o Tănase. Tănase! Camer. Budescu.
Budescu recuperează în care o Budescu! Ratare imensă! Avem aruncare de la margine. Două ratări, ăsta e Bratu și intră Boian. Haideți să vedem pe Junior Moraes, o pasă pentru Camerciaca care ajutează lovitură de la colț. Haideți să vedem pe Budescu, bună ce trai pentru Bintili, nu este lovitură de la colț. Budescu, pasă pentru Bintili. Haideți să vedem aici. Ratare imensă. Și un mesaj care o să bruiez. Câștigam cu 1-0 în meciul lui Budescu. Pe 7. 3 puncte. Din nou am bătut cu scor mare. Nu, mulțumesc. Haideți să vedem aici. Lanț accidentat. Băi, băgăm încă 5.000. Haideți să vedem meci Petrol Pleasure. Haideți să vedem Manchester Arena. Haideți să vedem aici, îl avem pe Marco Mancilovic. Junior Moraes, Planic, în locul lui Boraș, în locul lui Planic. Vreau să joace și Chipciu în locul lui Mitrițe. Camier bun, Moruțan în atac, Florin Tănase. Nu, Florin e Coman în atac, haideți să jucăm pe Coman. Haideți să vedem, mergi cu Petrolul Ploiești, să vedem ce se va întâmpla, trebuie să câștigăm, trebuie să marcăm multe goluri. Vă 3-4 goluri ne trebuie pentru noi, gazon impecabil aici pe Petrolul. Haideți să vedem pe Chipciu, pasă pentru Chiricheș, Tudor. Pintili nu recuperează acolo, a fost o pasă pe trei, dar Pintili aleargă mult, nu recuperează. Pintili ține mingea în teren. Pasă la Chipciu, în apărare. Bună pasă pentru Camer, Ceaca, Măruțan. Jucător adus de la FC Botoșani, Măruțan nu faultează aici, încercă să recupereze. Trebuie să marcăm multe goluri, haideți să vedem aici Chipciu. Budescu, bună pasă pentru Florinel Coman, care poate face 1-0, Coman. Coman, este gol! Stia! Florinel Coman marchează golul de 1-0 împotriva celor de la Petrol Ploiești. Coman, senzațional, lobului Coman și vrea să vă apice loc, suntem în campionat, dacă mai marcăm încă 2-3 goluri. Am urcat pe 2, viitorul conduce și ea. Nu știu ce echipă este asta de aici. Dar o să-i punem noi un nume, Budescu. Budescu, haide să vedem aici. Faultat Budescu. Coman. Coman întoarce aici frumos. Pasă pentru Chipciu. Chipciu, Olaru. Moraes, bună pasă pentru Coman, care este în offside. Budescu, pasă iarăși bună pentru Coman, care poate face 2-0, Florinel Coman. Ratare mare, Prunescu. Camerciaca! Bine, băi băieți, dar trebuie să ne... Nu știu de ce apare asta aici. Junior Moraes. Moraes, bună pasă pentru Coman, Camerciaca. Camier face dribling-ul care nu iese, Camerciaca. Mancilovici recuperează, bună pasă pentru Florinel Coman, este în offside. Romario Benzar. Nu reușește aici, Chipciu, foarte bine. Iarăși un jucător a adus nou după această serie, a cumpărat eu mulți jucători. Tot așa am vrut să filmez și nu mi-a filmat, haideți să-l vedem aici la meciul nostru.
Bună, pasă, avem 1-0 la pauză. Băgăm pe Băluță, atacant. Haideți să vedem aici. Fix a băgut jocul, revin imediat. Am revenit aici, s-a terminat prima repriză. Nu mai face schimbări că știm că jocul este băguit. Continuăm așa cu aceeași echipă. Haideți să vedem pe Pintili. Pintili aici nu reușește să se Constantin Budescu în favoarea lui Olaru. Olaru se descurcă mai bine Budescu. Bună pasă pentru Pintili, care are o recuperare foarte bună. Pintili care este faultat aici. Nu se dă nimic. Hai băi, domnule arbitru. Am revenit aici. Haideți să vedem pe Constantin Budescu. Aici Saim se descurcă mai bine decât Budescu. Contraatac acel de la Petrolul Ploiești. Budescu se descurcă bine. Bună pasă pentru comandare, este acolo. Haideți să vedem pe Budescu, nu găsește pe Coman. Haideți să vedem aici pe Budescu. Arnatu. Romario Benzar se descurcă bine. Bună pasă pentru Coman. Coman îl vede pe Camer Ceaca. Nu reușește Camer să vină mai repede. Camer recuperează. Pasă pentru Olaru acolo, nu pentru Coman. Haideți să vedem pe Constantin Budescu. Bună pasă pentru Coman care poate face 2-0. Coman, gol! Steaua! Florinel Coman marchează golul de 2-0 împotriva celor de la Petrol Ploiești. Și vreau să văd pe ce loc suntem. Sper să nu mai aibă rezultat mai mare viitorul sau cineva. Pe 4. Haideți să mai încercăm să mai marcăm încă 2 goluri, băieți. Haideți să vedem pe Mihai Pintili. Nu reușește recuperare, Chipciu. Ales Chipciu Budescu, a avut o pasă pentru Coman. Coman face pressing, Camer Ceaca. Ceaca un jucător de viteză, la fel ca și... Aici hai să vedem pe Camer Ceaca, bună pasă, Ceaca continuă singur, Ceaca. Poate face 3-0, Camer Ceaca, îi ratează. Incredibilă gratarea lui Camer Ceaca. Haideți să vedem aici, foarte bine vine la recuperare, Moruțan, apără portarul și avem lovitură de la colț. Haideți să vedem pe Constantin Budescu, bună centrarea, Chipciu, gol! Steaua! Alex Chipciu marchează golul de 3-0 împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Și se termină meciul pentru cei de la Petrolul. Haideți să vedem pe Mihai Pintili, se termină. Locul 4. Bă, dar cât a bătut Craiova? Hai, nu mă lăsă cu 4-0. Haideți să vedem aici... Cum Concordia Chiajna. Un pic am dat aici greșit, cred că m-a depasat. Hai, lasă să treacă reclama. Așteptăm, dar e fain jocul. Așteptăm să se ducă reclama. Nu, deci că nu avem nevoie. War robot. Bine, deci am revenit aici, merge cu Concordia Chiașna. Haideți să vedem, să vă arăt și grupa de UEFA Champions League. Avem grupa așa cu CSKA Moscova, cu Manchester United și cu Schalke. Sper să ne calificăm mai departe. Nici în Europa League nu vrea, dar sunt echipe românești din Europa League. Haideți să vedem aici Moruțan, îl schimbăm cu Staciu să vă arăt. Nu băi, dar să că e jocul buguit. Haideți să vedem aici jocul buguit, nu mă bag, nu vreau să stric nimic la joc.
Haideți să vedem pe Florin Comaner și în atac gazonul iarăși impecabil la cei de la Concordia Chiarna. Haideți să vedem pe jucătorul nostru, vă că se descurcă bine echip, ci șutează în blocaj. Pasă Petru Pintilie. Pintilie vrea pe Benzar, pasă pentru Coma, nu ajunge acolo. Batin, urmărit de Pintilie, bună pasă Pintilie, nu ajunge acolo Pintilie. Bună pasă pentru Coman, acolo. Coman nu recuperează, fota. Pintilii, haideți să-l vedem, acolo la pressing. Întoarce bine Pintilii și nu reușim să scoatem cornerul. Jocul văd că se joacă foarte bine, haideți să vedem pe Florinel Coman. Pasă pentru Moruțan, aici Moruțan pasează cu Coman. Coma șutează în blocaj, Pepeliță. Coman, bună pasă pentru Ceaca, Ceaca o joacă cu Moruțan. Moruțan, haide să vedem aici pe Budescu. Bumba. Chiricheș. Bine, vine Chiricheș aici la recuperare. Bună pasă pentru Florinel Coman. Se scurcă bine defensiva celor de la Concordia Chiajna, Borboianu. Pierde aici, bună pasă pentru Camere, Marc. Budescu. O, ce atac au acum cei de la Concordia Chiajna, Diaconu. Diaconu se descurcă bine, nu trebuie să ne îngola această fază, 1-0 pentru Concordia. Trebuia faulta, știm că nu trebuie să luăm goluri multe, hai să ne pe Moncilovici. Moncilovici intră în care, Moncilovici faultat aici, ca merge Ceaca. Ceaca șutează în blocaj, Bumba. Bărboianu. Chiricheș. Chipciu. Bumba, pasă iarăși bună, trebuie să recuperăm. Hai Chipciule, bine vine Chipciu și se au 1-0 la Concordia Chiajna. Pe 5, chiar nu vreau acest rezultat. Haide să vedem pe Mihai Pintili, Bărboianu. Se descurcă bine Bărboianu, Prepeliță. Chipciu recuperează. Aia a fost Chiriche, scuzați. Hai să vedem pe Florinel Coman la pressing. Coman, Budescu, Camir Ceaca se descurcă bine și Ceaca are șuturi bune, fota, Coman, gol, Steaua, Florina Coman, marchează gol de 1-1, după șutul foarte frumos al lui Camir Ceaca, fota greșește și marchează Florina Coman, haide să mai marcăm încă vă 3 goluri, 4. Și să ne apărăm cu 3 în campionat, Dinamo. Haideți să vedem aici pe Mihai Pintilie. Am revenit aici, haideți să vedem, poate să merg Florinel Coman, care este un offside. Haideți să vedem aici pe Constantin Budescu, recuperează favoarea lui Prepeliță. Și este căutat acasele, Coman, care reușește foarte bine, Coman să treacă, Coman! Coman, gol! Florinel Coman marchează golul de 2-1 împotriva celor de la Concordia Chiajna. Și cred că am mai urcat un loc. Dar...